Alături de Vinerea Mare, în ziua de miercuri, creștinii cinstesc una dintre cele mai dureroase zile din săptămâna patimilor. Miercurea Mare este ziua care amintește de gestul lui Iuda, care l-a vândut pe Iisus. Pe lângă apostolul care a devenit trădător, miercuri este pomenită și Maria, femeia desfrânată care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului. Preotul protopop Pavel Postolachi ne-a explicat simbolistica zilei și de ce această tâlcuire biblică stă drept mărturie că omul care greșește poate găsi calea spre drumul cel bun. Ziua de miercuri amintește, iată, poate întrebător pentru unii, curios pentru unii, de cea care este considerată cea mai păcătoasă femeie din lume. Cu cele două cuvinte, femeia păcătoasă, da, plină de păcate, căzută în toate nelegiuirile vieții, sufletești și trupești, dar ea a rămas cu dorul, avea firul acela de lumină, care mereu îi amintea că viața de păcat nu îi va aduce mulțumire și bucurie. Se mai spune că miercuri este o zi în care, mai mult ca oricând, trebuie să practici rugăciunea, să nu te cerți sau să nu te enervezi și să te împaci cu oamenii cu care nu ai avut o relație tocmai bună în ultima perioadă. Potrivit tradițiilor populare, aceasta este și ultima zi în care se mai pot face treburi casnice. Sigur, aceasta prefigurează într-un fel și ceea ce se va întâmpla cu moartea Mântuitorului, care va fi uns cu miresmele cele de mare preț. Și amintesc și de mironosițele femei care după înviere s-au dus la mormântul Domnului cu miresme din două ca să ungă trupul Domnului după tradiția iudaică, după tradiția credinței iudaice. Ei, dragii noștri, femeia aceasta păcătoasă este pomenită acum, pentru că ea a primit dezlegare de toate păcatele ei, rugându-L pe Mântuitorul, Doamne, dezleagă-mi păcatele mele, precum eu mi-am dezlegat părul meu și am șters cu el picioarele tale sfinte și preacurate. Este simbolul pocăinței, spunem noi, al întoarcerii, cu credință, cu umilință la Dumnezeu. Săptămâna patimilor se încheie cu zilele de joi, vineri și sâmbătă, momente de mare importanță pentru creștini.